Cu ce produse ați venit astăzi la târg? Cu niște coșulețe, specific pentru Paște. M-am axat doar pentru Paște, ca să, momentan, pe viitor, probabil și cu alte produse. Văd că aveți și ouă aici, câțiva iepurași. Din ce sunt confecționate? Coșulețele sunt confecționate din ziar, apoi lăcuite, și floricelele sunt făcute din pe sârmă. La eveniment au participat și elevii ai unităților de învățământ din oraș, care au scos la vânzare produse tematice specifice Paștelui. Am venit cu picturi pe sticlă, cu invenții făcute de noi. Cam cât timp v-a luat să faceți toate lucrările? Păi depinde de lucrare. Ne-a luat și jumătate de zi la unele. Le-ați făcut cu drag la clasă? Bineînțeles, este una dintre pasiunile noastre, lucruri manual. Ce clasă sunteți voi? A cincea. Și a venit lumea până acum să cumpere? Au venit, sunt și persoane care doar privesc, dar sunt și persoane care cumpără. O să mai reveniți și cu altă ocazie la târg aici în Cernavodă? Bineînțeles, încă noi facem acest lucru cu plăcere. Cernavodenii au fost mai mult decât încântați de produsele handmade lucrate cu grijă și migală. Foarte frumoase! Ați văzut că sunt și copii, au venit cu produse lucrate la școală. Cum vi s-au place? Foarte frumos, din partea lor ce au făcut, e foarte frumos. Văd aici ornamente cu ouă de Paște. V-ați uitat la prețuri, cam ce? Nu m-am uitat așa, în mare, dar sunt frumoase și cred că merită, și dacă ar fi scumpe, merită. Chiar sunt superbe. Ați apucat să le vedeți pe toate? Sunt foarte multe stand. Da, aproape, da, mânuțe de aur. Ce să vă zic? Ce părere aveți de copiii de la școli care au venit și și-au expus lucrările cu pe care le-au făcut? Păi, ce să vă zic? E bine că sunt inventivi, adică, vedeți, nouă ne place ce facem. Și e necesar un asemenea târg în preajma sărbătorilor de Paște? Chiar mai des, dacă s-ar putea. Sunt cadouri frumoase, bucurăm copiii, dacă se bucură ei, suntem și noi bucuroși. Târgul Mâinilor Dibace s-a desfășurat în centrul civic al orașului Cernavodă în perioada 26-27 aprilie.